fac. Bucureștiul are primul trotuar rulant, face legătura între Gara de Nord și Gara Basarab. A fost gata încă din 2012, dar autorităților le-a luat un an ca să-l conecteze la curent și să-l facă funcțional. Trotuarul rulant va transporta pietonii de la Gara Basarab până la Gara de Nord în 2 minute. Acesta pornește din fața stației intermodale Basarab și ajunge pe peronul 1 al Gării de Nord. Călătorii au astfel acces la toate mijloacele de transport în comun, metrou, tramvai, autobuz. Faci dimersul pe jos, clasic. E mult mai practic. Mai ales pe timp de iarnă, e foarte plăcut și foarte bun. Frumos, elegant, frumos. Dar nu are o viteză mai mare un pic? Trotuarul, care poate transporta în jur de 6.000 de persoane pe oră, pe fiecare sens de mers, a costat 11 milioane de lei fără TVA. Fiecare bandă de pe sens are 1,20 m lățime. Chiar dacă nu vor traversa 6.000 de oameni, o să traverseze 5.999 și dacă ori avea... Și în mod sigur au mână și papornițe, și mămăițele, și bătrânii care merg spre gare. Dar eu știu că este gama completă de civilizație într-un nod din ăsta intermodal. Funcționează între minus 20 și plus 40 de grade Celsius. S-au construit practic 6 trotuare rulante, câte 3 pentru fiecare sens, cu o lungime de 80 de metri fiecare. În total 240 de metri de trotuar rulant.